Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi îndrăznesc să spun că am bucuria să cunosc un om. Un om care e plăcut de la prima întâlnire. E vorba de Ioan Mateiciuc. Bună, bine ai venit alături de noi, Ioan. Mulțumesc de invitație. Da. Mulțumesc că am această oportunitate de a mă face înțeles sau de a mă face auzit, chiar dacă nu duc lipsă de a mă face auzit. Cred că e important să intrăm așa pe cât mai multe canale și să fim coerenți în mesaj, pentru că despre asta cred că e vorba atunci când livrezi un mesaj public. Trebuie să spun că, din păcate, poziționarea Siretului, pe care astăzi cu onor îl reprezinți în cadrul acestei emisiuni, nu e cea mai fericită pe hartă, pentru că e unde se agață harta în cui, ca să spunem așa. Dar Siretul, mă uitam și în presa locală de astăzi, e subiect de discuție din punct de vedere administrativ, pentru că de acolo primăria a intrat în... Și uite, așa mai auzim că se mai întâmplă ceva la Siret. Că primăria a intrat în clinci cu distribuitorul, furnizorul de apă canal, de servicii de apă canal, epurare și așa mai departe. De asemenea, am mai auzit de Siret pregnant la nivel de țară, pentru că a fost poarta de intrare dinspre Ucraina. Vama la Siret a fost una care a făcut onoare țării noastre. De asemenea, tot de la Siret sau din zona aia până în dreptul Dărmăneștiului am avut la un moment dat coadă de tiruri, dar să știți că Siretul nu e doar în cifrele astea. Siretul mai are și alte componente importante, interesante, pe care noi vom încerca în această emisiune să le aducem la cunoștință. Îmi fac mea culpa că n-am discutat sau n-am realizat această emisiune înainte de zilele municipiului. Discutăm acum de ce s-a produs săptămâna trecută, zile ale municipiului care s-au desfășurat până la urmă concomitând cu Rădăuțiu, care în bună măsură din această perspectivă eclipsează, să spunem așa, zona. Dar Siretul întotdeauna a știut să fie oarecum aparte, sau cel puțin eu așa l-am perceput, și aparte a fost și cu zilele municipiului. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să dezvolți puțin și să-mi spui cum s-au derulat aceste zile ale municipiului Siret și cum ați reușit să le construiți. Și încă o dată să spunem care este rolul, statutul tău în cadrul acestui eveniment. Bun. Sunt câteva aspecte. Păi ți-am aruncat mai multe, da, nici la fileu. Câteva aspecte pe care le-ai punctat foarte bine. Să știi că istoric Siretul se confruntă cu această, i-a spune, lipsă de obiectivitate din partea celor care ajung acolo, pentru că tot timpul este invocat acest motiv al distanței. Mm-hmm. Nu ajungem. Chiar dacă e pe granița cu Ucraina și ar putea reprezenta un dezavantaj major, i-aș spune, dar nu este un dezavantaj major, pentru că de câte ori am intrat în această perioadă de război în direct și am explicat, poate că e nedrept că Siretul a devenit acest punct fierbinte pe agenda televiziunilor, pe agenda presei. Iată că această perspectivă s-a schimbat, mulți vor să ajungă acum la Siret, chiar dacă e atât de departe și nu mai invocă acest motiv al distanței, ceea ce mi se pare nedrept oarecum, pentru că și înainte de acest război se întâmplau lucruri frumoase, spun eu, la Siret, lucruri care țin oarecum de această zonă de dezvoltare, de la proiecte de infrastructură, de la proiecte de mobilitate urbană până la proiecte culturale. Și cred că această reorientare a lor ține doar de a produce un capital de imagine la care ei nu visau că se poate întâmpla într-o zonă ca Siretul. Trecând peste acest lucru, ca să clarificăm, da, e un convoi întreg până la Dărmănești, acum s-a mai diminuat, cu toate acestea, recunosc că
zona a fost afectată de, de această migrație, de, de acest trafic intens, de, și tocmai în această, în această idee cred și am, am recunoscut că e foarte important ca orașul să producă ceva în sens cultural. Orașul trebuie să, să aibă mobilitate în direcția aceasta, tocmai pentru a nu crea sau alimenta o angoasă sau o anxietate în plus pentru cetățeni. Pentru că inevitabil apare această frică de, de nou, această frică de cei care vin din zona estică, ce se poate întâmpla, încotro e orașul, vom fi asediați, asta e o mentalitate, aș spune... Sunt niște frici, niște spaime naturale până la urmă, pentru că nu e de aici de acolo să știi că ești tranzitat. Păi, prin Siret au trecut milioane de oameni. Bun, trec în permanență milioane de oameni pe acolo, că e oraș de graniță, da? Dar trec acum, odată cu războiul din Ucraina, lucrurile s-au complicat o dată în plus. Odată cu războiul din Ucraina și cu închiderea porturilor ucrainene de la, de la Marea Neagră, tot acel transport de materiale, de materii prime și nu numai, acum pe unde e? Prin, pe cale rutieră, inclusiv prin această zonă, nu exclusiv prin Siret. Și încă o dată se vede de ce ar fi fost atât de necesară dezvoltarea infrastructurii pe această direcție. Nu e vina Siretului că avem o coadă de atâția kilometri. Nu e vina Siretului că nu a putut să îi găzduiască absolut pe toți de cum au intrat în România, pentru că nimeni nu ar fi fost capabil de așa ceva. E corect ce spui. Procentual, din cei care au tranzitat, foarte puțin s-au oprit în Siret. Relația orașului cu minoritatea ucrainiană, de exemplu, nu e una străină. Adică frica aceasta a și fost alimentată artificial, spun eu, pentru că e o relație, să-i spun așa, metaforic, o relație de frăție care a existat tot timpul. Pentru că foarte mulți din zona Siretului, inclusiv dintre ai mei, da? Foarte mulți sunt care își găsesc rădăcini sau neamuri dincolo, e inevitabil să... Și relația e una foarte bună. De-aia spun că poate că a fost alimentată această frică și e normal ca acest tranzit să creeze odată în plus angoasă. Bun. Trecând de la această zonă a particularităților, pentru că știi cum e o imagine pe care am văzut-o cu toții. Absolut. Și o imagine care e de acolo, din postura de cetățean, al cetății. Știi? Într-un fel se vede de acolo, în alt fel se vede de aici. Un efort a fost clar pe această direcție și din partea celor de acolo din zonă și am văzut o reacție excepțională. Primarul Adrian Popoiu cred că a fost printre primii oameni care a fost primii reprezentanți ai autorităților locale care a fost prezent acolo în vamă, în graniță, în ceea ce înseamnă primă linie, ca să spunem așa. Și unul din singurii care au rămas în continuare pe graniță, pentru că ceilalți au fost și au plecat. Da, au venit, s-au bifat. Au bifat și au plecat. Da. Așa cum spuneam și într-un interviu acum 3 luni, va fi singurul om politic, pentru că este om politic, care va rămâne pe graniță și se va îngriji în continuare de bunăstarea locuitorilor. Ceea ce știm foarte bine că e foarte complicat să faci lucrul ăsta. Sau cel puțin eu, care am o perspectivă oarecum mai largă, am beneficiu că înțeleg și am informațiile și de acolo din Siret, lucrurile sunt un pic mai, hai să nu zic complicate, dar diferă puțin. Respect, perspectiva unui siretean jet by jet de a unui român care s-a uitat și, domne, într-adevăr am primit foarte frumos, lucrurile au fost excepționale. Sau cel puțin așa ni se pare nou în momentul de față. Având în vedere particularitatea asta, îndrăznesc să cred că și zilele municipiului Siret s-au desfășurat tot așa, un pic mai altfel, un pic mai cu particularitate. Da, aici sunt multe de spus. Discuția e largă. Hai să începem de la faptul că zilele și nopțile orașului Siret
Păi uite, gata, deja v-ați diferit mult. E zilele și nopțile orașului. Da, pentru că ne întindem dincolo de o oră la care ar putea să fie doar lumină. Și pentru că pentru viitor gândim și activități care să se extindă și pe perioada nopții. De exemplu, un maraton sau alte activități pe care încercăm să le dezvoltăm și un maraton de film. Chestii pe care le putem face doar pe timpul nopții. Da? Și țintim un anumit public. Invocai faptul că s-au întâmplat în aceeași perioadă cu Rădăuțiu. Și aici trebuie Nu invocam, constatam. Constatai. Și aici trebuie să fiu foarte, foarte clar să spun că anul acesta, zile și nopțile orașului s-au construit în jurul unui eveniment, i-aș spune eu, unic pentru oraș. Dar zice eu pentru regiune. Sau pentru regiune, pentru că, iată, la nivel de regiune nu s-a mai întâmplat. Acolo unde Siretul a fost gazda unui concert susținut de Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie, care vine din postura celui de-al doilea cel mai bun chitarist câștigând din lume, câștigând premiul 2 la un festival internațional de chitară clasică din Germania. Alexandru Tomescu, venind din postura unui superstar al Viorii, da, este posesorul Viorii Stradivarius Elder Voicu, și Siretul, având această oportunitate istorică de a găzdui un concert a celor doi în Biserica Romano-Catolică din Siret, și am spus, este o oportunitate excepțională de a construi zilele și nopțile orașului Siret, scrise într-o altă paradigmă culturală, de a începe cu acest concert de muzică clasică, care să adune la Siret nu doar un nucleu local constrâns oarecum de această mentalitate locală, ci să adune la oaltă oameni din regiune care să ia contact cu orașul, pentru că știm foarte bine, din punct de vedere istoric, Siretul are ce spune. Da? 1211, cu cavalerii teutoni și o întreagă poveste care vine până la mutarea capitalei în 1388 la Suceava, iar mai apoi tot contextul istoric cu Imperiul Austro-Ungar și Habsburgic. Cred că o poveste spusă bine despre Siret poate aduce Siretul nu doar pe o hartă a refugiaților sau o hartă în care cei care sunt invadați de război vin și tranzitează această zonă, ci mai mult de atât putem profita de acest context care s-a creat. Știu că sună urât termenul ăsta, profita, dar asta e realitatea. Profit, i-aș spune, într-un context mai mult social decât economic. Nu vorbesc despre, a nu se înțelege că vorbesc de un profit din care orașul să aibă câștigat ca și capital de imagine. Nici n-am bănuit, n-am zis așa, constatam doar iarăși că termenul ăsta de profit, știi cum s-ar putea unii să strâmbe din nas. Ei, sunt momente în care, cu toate că termenul ăsta nu sună foarte bine, dar totuși trebuie să profităm. Cum a trebuit să profităm și de toate nenorocirile pe care le-a adus pandemia, dar sunt lucruri pe care, adică cu alte cuvinte, sau ca să fie mai simplu, trebuie să luăm partea plină a paharului. Ori, din punctul ăsta de vedere, partea plină a paharului, clar, cel puțin în economia asta, a fost concertul mai devreme menționat. Da, așa a debutat, așa a fost construit evenimentul în jurul acestui. Avem acest concert extraordinar care, cred eu, era de interes mult mai pentru un areal mult mai mare. Absolut. Asta se întâmpla vineri. Se întâmpla vineri și cred că e foarte bine că vorbim după eveniment, pentru că vorbind înainte de eveniment, la fel cum am pățit și după conferința de presă, foarte multă lume s-a revoltat că în conferința de presă nu am citit un comunicat de presă pe care l-am livrat către presă mult înainte. Conferința de presă a fost o chestie formală pentru a îndemna cetățenii care vin în Siret și care sunt din Siret către un consum cultural corect. Am încercat să le spun că e necesar ce facem noi în actualul context. E necesar că autoritățile se îngrijesc și de acest aspect, dincolo de celelalte aspecte pe care încearcă să le gestioneze și o fac foarte bine, da? E important ca această direcție culturală să fie îngrijită, efectiv, să, cu atât mai mult cu cât, repet și o spun,
Acest festival este finanțat din sponsorizări. Dacă nu facem față din sponsorizări, vom solicita probabil bugetul local, dar într-o măsură foarte mică, față de ce înseamnă un eveniment de această amploare. Dar trebuie să avem... Nu, stăteam și mă gândeam acum pe ceea ce spuneai, foarte important, că sponsorizări, dar într-adevăr trăim în această perioadă economiei când banul public, banul administrat de administrația publică trebuie extraordinar de bine chivernisit, trebuie de eficientizat anumite chestiuni. E ok și mă bucur că ați avut parte de sponsorizări care au ținut în viață acest festival, însă mie mi se pare normal să cheltuim puțin și pe hrana sufletului și pe cultură. Adică inclusiv din partea administrației, și mă bucur când aud că dacă nu ar fi fost disponibilitatea din partea administrației locale, că se întâmpla lucrul ăsta. Cam nu putem fără această hrană. Nu merge. Lucrurile n-au cum să funcționeze numai cu drumuri. Știi? Absolut, absolut. Mai trebuie și altceva. Adică viața unei localități nu e susținută doar de nani, papa și ce-o mai fi. Știi? Știu. Din punctul ăsta de vedere ar trebui să discutăm oarecum în contradictoriu ca să facem discuția mai interesantă, știi? Putem să o facem fără discuție. Vreau să spun, dar n-ai cum să mă contrazici. Vreau să spun un singur lucru. Sunt un profesionist și nu mi-e teamă să recunosc asta, activez în această zonă a management cultural de 15 ani aproape. Mulți înainte. Nu vin să constat niște lucruri sau să lucrez pe niște lucruri deja clădite. Sunt omul de creație care vine să construiască niște lucruri. Inclusiv ce ai spus, acest concert, care în bună măsură pentru mulți dintre ascultătorii noștri, doar n-am auzit de respectivul chitarist, n-am auzit de respectivul violonist, poate asta... n-am auzit nici de Stradivarius. Asta e o chestie tristă. Spui o chestie foarte tristă. Dar știi bine că e reală. Adică e bine că e reală. Da, dar asta nu înseamnă că acest lucru nu există și că nu te pune undeva pe o hartă importantă din ceea ce înseamnă această componentă culturală. Nu mai bine îmi spuneai înainte de a intra în emisie că ai primit o invitație la concert la Gărâna Jazz Festival. Gărâna. Ei, am fost și eu lovit de această informație. Îmi întreba, unde e Gărâna? Doamne, tu mă la Timișoara și când te uita pe lista, pe line-up-ul festivalului, hopa, aș merge acolo. Mi-am propus de mult să ajung la Grand Jazz Festival, dar acum cu atât mai mult că am primit incognito această invitație, cred că e de bun augur să-mi iau și eu un concediu, cred că merit un concediu, pentru că zilele și nopțile orașului Siret a fost un festival până la urmă, mulți contestă partea asta, e un festival. E un loc în care oamenii se bucură, e un loc în care oamenii petrec. E ceva în care ești distinct în viață. E și lucrul ăsta foarte important, să fii distinct, să fii altceva. Altfel, în bună măsură, ne-am obișnuit cu, sau e rău că ne-am obișnuit, zilele, două puncte, comune, zilele așa, și ai mici, bere, distracție, un line-up pe muzică populară, un line-up pe ce trupă găsim că mai e în zonă și putem să o aducem, de câți bani avem. Am avut de toate de astea, să știi. Am avut și folclor, am avut și mici. Face parte din normal. E, dar componenta culturală, în bună măsură de unii ignorată, slavă Domnului, nu de toți și nu de tot, cântărește foarte mult în ceea ce înseamnă economia unei localități, economia sau bagajul identitar al unei localități. Iarăși ai dreptate cu mine, nu? Nu. În sfârșit. Asta e o problemă importantă pe care ai atins-o, cea a identității. Adică, care e măsura în care suntem capabili și responsabili să ne asumăm ceva dintr-o zonă a identității și
cât de dispuși suntem să ne ascundem identitatea atunci când avem o părere. Eu din postura mea sunt în stare să spun da, din zona mea identitară, din zona mea profesională, recunosc relația cu autoritatea una foarte bună, de aia lucrurile în această zonă funcționează în oraș, da? Nu mai suntem în regimurile despotice pe care le comenta Foucault, să intrăm iarăși în teoriile despre putere, în care avem subordonați, avem, da, e o relație de parteneriat care trebuie să funcționeze în aceste situații, în această zonă culturală. Adică să dăm profesioniștilor șansa de a se exprima, chiar dacă, nu știu, la un moment dat acest lucru nu e pe gustul tuturor. E utopic, e aproape utopic dar să nu, gândim că mare, atunci în prietenie. Dar e mare bucurie pentru mine să nu fie toată lumea de acord. Slavă Domnului, avem această posibilitate. Doamne, tu să nu fii de acord cu mine. Atât de excepțional sunau vorbele astea în gura lui Rațiu, încât n-are sens să mai intrăm în discuții. Dar câți ani ne-a luat ca să pricepem lucrul ăsta? Și câți ani ne mai trebuie ca să punem și funcționeze să punem și treaba practică. Asta. Absolut. Bun, hai ca să facem lucrurile să funcționeze bine, să luăm câteva minute de publicitate, după care imediat ne întoarcem cu partea a doua a emisiunii de astăzi, Față în față. Partea a doua a emisiunii de astăzi, Față în față, invitat așadar Ioan Mateiciuc, manager Centrul Cultural Siret. Hai să încheiem oarecum, sau să încheiem, să dezvoltăm puțin discuția pe ceea ce înseamnă zilele municipiului Siret, pentru că nu a fost doar acest concept, mai multe alte lucruri s-au petrecut și cu bucurie, uite, îmi pare rău că n-am adus și aici cărțile pe care le-am primit de la tine. Discutăm imediat și despre ele, le spunem. Chiar rog regia dacă poate să ne ajute, sunt acolo în redacție. A fost 3 zile. Ziua de vineri a fost gândită conceptual ca fiind o zi pe care o alocăm muzice clasice de la Alexandru Tomescu și am terminat cu scena mare din centru în care au finalizat practic cei de la Quartetul Dimas din Cluj cu un concert de pop-opera, un concert care la nivel de oraș nu s-a mai cântat, nu a mai avut parte de un concert pop-opera. Mai apoi ziua de sâmbătă și de duminică au dezvoltat acest concept necesar, aș spune, pentru oraș, în care orașul are nevoie de un festival al minorităților pentru că este organic legat de tot ce înseamnă comunitate minoritară, da? Siretul a avut comunitate minoritară de la polonezi, armeni, evrei, da? Au fost toți acolo, ori dezvoltarea acestui festival de artă minoritară la Siret, cred că cumva se impunea. Anul acesta am avut invitat minoritarea poloneză, armeană și ucrainiană. Intenționăm ca în anii viitori să dezvoltăm acest concept și în fața oamenilor să aducem această formă a tradiției, ia spune, minoritare. Am avut invitați, ziua de sâmbătă a fost așa cu peripeții, pentru că a și plouat foarte tare. Noroc că am fost pregătiți și am relocat în interiorul Centrului Cultural, în sala mare de spectacole. Și ziua s-a încheiat cu un concert susținut de artista Maria Iliuț de la Chișinău, împreună cu ansamblul Crenguță de Iederă. Mai apoi ziua de duminică a fost reluată cu ziua a doua a festivalului de minorități, în care au cântat Grigori German și una din solistele Rapsozilor Vasluiului, Teodora Panaite, și am încheiat fastuos, aș spune, cu un concert alter ego, pe băieții știi că de aici de la Suceava, Cristi Rangu and Company, și ziua a fost încheiată cu recitalul lui Vali Boghean Band de la Chișinău, niște oameni excepționale, am și spus-o pe scenă, respiră muzică 1000%, sunt oameni de muzică care din asta trăiesc și chiar dacă gurile rele spun că ei copiază muzica lui Goran Bregović, cred că e ceva foarte diferit. Nu e atât de balcanic, este estic, nu e atât de balcanic, dar e o chestie de impact, e o chestie de senzație, e o chestie de cultură până la urmă, o chestie de finețe ce reușesc să facă ei. Pe lângă asta am avut două competiții sportive. Am reușit pentru al doilea an la rând la Siret să aducem un turneu amator, de această dată un turneu B, în care am avut 46 de participanți din toată țara, da?
Anul trecut, într-un turneu de categorie A, am avut 80 de participanți din toată țara, ceea ce pentru imaginea Siretului dă foarte bine, adică au venit oameni din țară care au dus acest know-how sau au adus know-how-ul lor la nivel de oraș și au dezvoltat pe seama acestui turneu idei, imagini, povești despre orașul nostru. Și am avut celebrele competiții deja de șah pe care le facem în cadrul zilelor și nopților orașului Siret. Șah pentru copii și șah pentru adulți. Niște competiții care țin acest organ numit creier viu, i-aș spune, inclusiv creierul centrului cultural, da? Dacă e să dețină un creier în ontologia lui personală, îl țin cumva viu, pentru că antrenăm copiii în niște activități de memorie, nu niște activități de astea fizice care se pot face și dincolo de... Nu că n-ar fi importante și una și alta. Eu m-aș bucura foarte mult ca să fie cerere pentru treaba asta. În anii din urmă se tot adunau, se tot înscriau, aveam efectiv cu cine face. Anul acesta, iată, că numai această zonă a minții a fost accesată și oamenii au participat la aceste competiții. Bun. Altfel, văd că am primit de la tine și aceste cărți s-au beneficiat de lansare la... Nu. Nu. Ăsta e un alt proiect pe care îl dezvoltăm de 4 ani încoace. Nu, pentru că... De ce? De regulă întreb. Pentru că la zilele unui municipiu, a unui oraș, se mai întâmplă și aceste lucruri. Noi avem zilele culturii în toamnă. Aceea e o chestie foarte... Vezi, sunt unii care n-au zilele culturii și atunci le îngrămădesc în zilele municipiului sau în zilele orașului, pentru că, uite, atunci... Cred că e loc pentru fiecare. Sunt două chestii identitar diferite. Zilele culturii se preocupă doar de această zonă a cărții, a muzicii de nișă, zilele orașului e un eveniment de masă, până la urmă, pe care îl scoatem în centrul orașului. E un festival. Da. E un festival. E un festin. Bun, ce ți-am dăruit eu ție acolo face parte dintr-o lansare, să-i spunem, chiar dacă e impropriu treaba asta de lansare, o prezentare, o punere în față a autorilor cu 20 de copii. E un proiect pe care îl dezvoltăm de 4 ani, se numește Dizart. A început ca o școală de vară la nivel de oraș. Și ați văzut că funcționează. A funcționat foarte bine, a funcționat foarte bine, iar de anul acesta această școală de vară a devenit mult mai practică. De la ce vine Diz Art? De la o altă formă de artă. O artă care nu vrea să dezintegreze, să dezmembreze, e o artă care vrea să aducă regenerare. Și vorbim... De anul acesta vorbim de niște ateliere de regenerare emoțională pe care le dezvoltăm cu grupuri de copii. Au avut loc până la această oră două ateliere mari, atelierele de gătit cu concursul Institutului Polonez București, cu care avem o relație excepțională, și Ambasada Poloniei, care l-au adus la Siret pe șef Lorec, dublu participant și câștigător al locului 2 la MasterChef Polonia, și care a lucrat cu 23 de copii din orașul Siret timp de 3 zile, gătind efectiv cu ei și punându-i în fața acestui act al gătitului, explicându-le cum funcționează, ce anume implică, de la stare emoțională până la... Nu poți găti fără o anumită stare, nu poți să intri în jocul ăsta. Asta afirm, adică susțin lucrul ăsta, deși nu, abia acum îl conștientizez. Trebuie să ai o stare, să fii predispus pentru... Nu poți să și faci... Nu funcționează doar cu gătitul, adică în general... Bun, dar acum am constat că într-adevăr și la gătit e foarte important lucrul ăsta. Da, wow! Da. Și am avut a doua ediție din 4 de ateliere de scriere creativă. Dacă anul trecut l-am avut invitat la o săptămână distanță după ce a câștigat premiul Uniter pentru cea mai bună scriere dramatică, Prințesa care sfărăia, și vorbesc aici de universitarul Mihai Ignat, cu care am o relație bună, foarte bună. Ai grijă, da? Ce spui, orice poate folosit împotriva ta. Foarte bună. Și Mihai a venit la Siret și a lucrat pe niște ateliere timp de o săptămână de scriere dramatică copii și a dezvoltat un întreg concept acolo. A fost foarte bine primit. La cererea lor am continuat aceste ateliere de scriere creativă și anul acesta. Au avut loc în urmă cu 2 săptămâni la Siret,
cu sprijinul partenerilor, și trebuie să le spun, Primăria Siret, Consiliul Județean Suceava și Iulius Mol, da, partenerii noștri pentru aceste ateliere, i-am avut invitați pe Ana Sândulescu, a fost sezonul Sândulescu Zbârnea, doi din cei mai titrați tineri autori de poezie din țară, care au și câștigat câteva concursuri, cred că multe concursuri, și care au și participat la niște tabere de reziliență, cred că așa le zice. Ideea e că au impact și care au susținut timp de 5 zile cu 20 din elevii de liceu din Colegiul Tehnic Lațcu Vodă niște ateliere de scriere creativă pe poezie de această dată, da? Va urma la anul a treia sesiune de scriere pe proză și aceste cărți sunt de fapt volumele lor, cele mai recente volume ale lor. Nick Cave and Bergen este volumul lui Andrei și La topirea ghețarilor este volumul Anii, iar cel de-al treilea volum pe care îl ai de acolo, Ping Pong-ul, e practic un joc pe care Andrei l-a făcut cu Klaus, da? Cu un scriitor norvegian, și au dat ping pong pe anumite teme, a fost tradus în două limbi. E o chestie care rar se întâmplă în zona aceasta culturală românească. E o chestie de impact și care are impact pentru că dacă stăm și ne gândim bine, trebuie să ne gândim și dincolo de frontiera României. Adică, cred că visul unui scriitor de vârsta lor e să și treacă dincolo de frontiera României. Dar să fie tradus, să aibă acest joc narrativ și cu cineva din afara țării și să conteze efectiv pe plan cultural. Bun, asta e visul oricui. Înainte vreme era un deziderat de neatins. Acum, slavă Domnului, există disponibilitate, există și șansă din această perspectivă și pe cale de consecință văd și câteva rezultate. Acum, dacă vom merge pe direcția asta și vom reuși mai mult, asta este cât se poate de bine. Dar până atunci însă va trebui cu un pic de efort și de luptat, așa, să spunem, oarecum cu morile de vânt câteodată, dar n-avem ce face, ne-am înhămat la lucrul ăsta. Să știi că e și o miză foarte mare a acestui atelier de scriere de anul acesta, la propunerea lui Andrei și a Anei, și există un loc, o editură cunoscută la nivel de țară pe care eu o propun, ca cei 20 de elevi care au participat să scoată un volum colectiv de poezie din scrierile pe care le-au făcut și din exercițiile pe care le-au făcut, care se numească Siretul fără ieșire. Da? Da, păi, dar nu, deja nu sună bine. Scriind, de ce să nu sune bine? Pentru da, că bun, asta e din contextul ciclul ăla, hai să mai ascundem un pic și sub preș. Siretul fără ieșire în sensul în care poezia lor să fie o poezie socială, da? Nu militează pentru o cauză pierdută în niciun caz, chiar dacă așa sună. Adică e o chestie de a-i face pe acești tineri să înțeleagă, da, cumva subversiv, că sunt lucruri de făcut la nivel local, sunt lucruri care se întâmplă la nivel local și că această formă de protest e una care poate genera plus valoare la un moment dat, da? Suntem revoltați că se întâmplă anumite lucruri, dar trebuie să înțelegem până la urmă și care este contextul în care aceste lucruri se întâmplă. Și că mai mult decât atât, cum reușim să combatem dacă e ceva de combătut. Absolut. Varianta salvatoare să vină din zona lor. Sau și din varianta spre salvatoare este să evoluăm. Asta e cât se poate de clar. Nu merge numai cu să ne plângem, da? Ok, puțin mai avem, cred, din această emisiune. Regia încă nu mi-a făcut semn, doar vreo 5 minuțele. Chiar aș vrea să insist un pic și asupra proiectelor viitoare. Câteva din ele tocmai le-ai menționat, însă înainte de emisiunea, mă, nu știu, dau și eu din casă, dacă trebuia să nu spun, trebuia să-mi zici să tac. Dar Siretul, de-a lungul vremii, s-a mai remarcat prin câteva chestiuni și nu întotdeauna pozitiv. La Siret am avut un spital care sau spital, cum se chema? Spital, vorbești de cel de neuropsiatrie infantilă. Exact, care am înainte înțeles. De 89 a fost o dramă, o rană adâncă
pe care, bineînțeles, că am încercat să uităm cât mai repede. Nu știu dacă e bine să uităm. A uita nu înseamnă că ai rezolvat problema. Acum vrei să povestim despre proiectul cu ICMR-ul? Da. Bun. Rețineți 5 minute și aș vrea să mai, să mai închidem și alte subiecte. Spun eu repede, e în discuție, este un protocol de parteneriat semnat între Primăria Siret și ICMR. ICMR-ul e Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului și a Memoriei Exilului Românesc. Da, am fost... Autoritatea a fost la București, s-a discutat despre un potențial proiect, despre un muzeu, bazele unui muzeu al sănătății mentale la Siret, ar fi primul de genul acesta din țară care s-ar face, cu o componentă de neuropsiatrie infantilă. E un proiect la care se lucrează, dar ca idee, ca și concept, în mare despre asta este vorba, de a reuși să salvăm ceea ce înseamnă patrimoniul material, o clădire pe care o avem la dispoziție la nivel de oraș, de a produce în mintea celor care trec pe acolo, nu știu, acest schimb, acest contact cu istoria. Da? Vorbim de istoria, cu durerea care a fost atunci, cu problemele care au fost. Dar să nu uităm că în același timp e o chestie care ține de factualitate, pentru că în momentul acesta Spitalul de Psihiatrie Siret e unul din marele exemple de bună practică pe care le are acum județul. Acum. Păi e foarte important contrastul ăsta. Da. Ce a fost și ce a reușit să ajungă. Eu cred că e foarte important. Da. Cu atât mai important acum, în acest context, să spunem, iată, asta e factualitatea, asta e realitatea concretă, ăsta e imediatul de care dispunem. Haideți să vedeți exact cum... Da, dintr-o anumită perspectivă, cred că e și o bună... ar fi un bun exemplu să vadă unii cu ochii lor diferența de abordare a unor probleme, un regim prin care am trecut și pe care mulți îl deplâng în momentul de față. Mult prea mulți. Mă las, nu comentez cele spuse de tine. Pe care unii îl deplâng într-o situație în care omul nu era privit ca o ființă, ci ca ceva de care să se folosească. Ca un obiect. Ceva de care să se folosească. Ca un obiect, da. Și cred că din această perspectivă am fost la memorialul de la Siget, o altă instituție susținută de ICMR, și... crede-mă, intri pentru a vizita un muzeu, ești cu sentimente puternice în tine. Poate că asta va schimba ceva în mentalul colectiv. Pentru toți cei care au trecut prin memorialul de la Siget, cu certitudine au ieșit alți oameni. Poate că același lucru reușim și aici la Siret, când s-o întâmpla lucrul ăsta. Oricum, s-a demarat pe această linie. Protocolul este semnat deja, da. Multă baftă, ce să zic. E un proiect la care autoritatea ține foarte mult. Mă, uite, o chestie pe care nu o prea fac de regulă. Ce nu te-am întrebat astăzi? Ce ar mai trebui să mai povestim? I-aș putea să mai stau o oră. Da, dar n-am eu timp de emisie, pare rău. Nu știu, doar să le spunem celor de la nivel local, cu elevilor, copiilor, că urmează încă câteva... zeci de ședințe de ateliere pe proiectul DizArt, da? Ne vom mobiliza la centru și vom relua, atenție pentru părinții care ne tot întreabă, când reluați atelierele de Story Corner, vom relua în 2 săptămâni cel mult și vom face câteva sesiuni de Story Corner în care ne vom întâlni în același loc. Și subtitrarea pentru mine ar fi perfect. Sunt niște ateliere în care spunem povești copiilor. Dacă siretenii sunt familiarizați cu conceptul, atunci e de bine. Spunem povești copiilor. Pentru că nimeni nu mai spune povești copiilor. Spunem povești, îi facem pe ei să facă joc de rol. Încep ei să ne povestească nouă, încercăm să construim povești despre cum am putea livra ceva mai bun în actualul context. E un joc de ăsta ideatic pe care îl facem în 10, 15, 20 de sesiuni, cât rezistă ei, pentru că noi lucrăm cu specialiști. Vremea să mai țină, că altfel vedem cum e. Ba, e foarte cald, ba, uite cum e astăzi și sperăm chiar să anunțe ploaie.
Domnule Mateciuc, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și să știți că chiar încă o dată mi-ați furnizat convingerea că la Siret se face treaba. Până acum domnul Popoiu a fost invitat în cadrul acestei emisiuni și cam puțin sireten, dar constat că am cu cine. Mulțumesc de invitație. Mai vin, dacă mă chemați, mai vin, pentru că până în iarnă avem proiecte, derulăm, nu le știu numai, sunt foarte multe proiecte, inclusiv cele prin extensie cu partenerii noștri din afara orașului pe care le derulăm și care sunt în beneficiul tinerilor și a copiilor din orașul Siret. Vă mulțumesc mult pentru prezența. Mulțumesc mult, dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să se îndeplinească.